Unii s-au înarmat cu răbdare, alții cu instrumente. Unii și-au luat zale, alții mărgăritare. Iar cei mai ingenioși și-au pus grijile în cui și-au pornit cu sapa direct de pe podgoriile din Fălești. Mă uitam aseară la televizor și când colo, reclamă. Moldova are talent. Zic, de ce să nu particip și eu? Colhozul lung. Astăzi ai prășit mai bine decât ai cântat și ai dat. Ok? Mulțumesc!